113 cazuri noi și alte 7 decese cauzate de COVID-19 au fost confirmate astăzi în țara noastră. Unul dintre decese a fost confirmat la Căușeni, unde un cadru medical, o femeie de 62 de ani, cu un stagiu de 42 de ani în domeniul medicinii de urgență, s-a stins din viață la peste 2 săptămâni de la internarea sa în spital. Informațiile au fost prezentate astăzi de către ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința Centrului Unic de Comandă. Lider după tendințele de zile trecute este Chișinăul, care are cele mai multe cazuri înregistrate pentru ziua de astăzi. Numărul noi de cazuri de infectare cu COVID-19 în dependență de teritoriu administrativ: Chișinău 39, regiunea din stânga Nistrului 14, Dubăsari 12 cazuri, Bălți 11 cazuri, Cahul 7, Ceadărlunga 5, Căușeni 4, Basarabeasca 3, Călăraș, Criuleni, Ialoveni, Strășeni, Ungheni 2 cazuri, Iedineț, Fălești, Hâncești, Nisporeni, Rezina, Sângerei, Ștefan Vodă și Taraclia au înregistrat câte un caz. Astăzi, 20 de lucrători medicali au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Printre decese, potrivit ministrului Sănătății, este și cazul unui medic care a muncit 10 de ani în sistemul sanitar. Cu regret, pe parcursul zilei de astăzi avem înregistrate 7 decese și am pierdut viața unui lucrător medical care s-a dedicat sistemului medical peste 40 de ani și ne exprimăm condoleanțe familiei și sigur că este o pierdere care este o pierdere care nu are valoare, pentru că cea mai mare valoare în lupta cu COVID o reprezintă viața oamenilor. Așadar, în total sunt 4.476 de cazuri de infectare cu noul coronavirus din 1.013 teste prelevate astăzi. Până acum, 143 de decese au fost înregistrate din cauza COVID-19 în țara noastră.